Niciunul dintre cei 27 de mistreți împușcați în județul Galați nu avea pestă porcină. Analizele de laborator confirmă astfel ceea ce vânătorii din întreaga țară spun de câteva zile. Măsura măcelului împotriva porcilor sălbatici este nejustificată. Între timp, un alt focar a fost confirmat în județul de lângă Dunăre, la Tudor Vladimirescu. 27 de mistreți au împușcat vânătorii gălățeni în urma apariției focarelor de pestă porcină și niciunul dintre aceștia nu avea virusul. Chiar și așa, măcelul continuă din ordin de ministru și până la 1 decembrie mai trebuie omorâți încă 84. În zona infestată, vânătoarea se va face numai la pândă și dibuit. Rata de succes este foarte mică. Având în vedere faptul că vânătoarea la pândă se poate efectua de câte o singură persoană, la momentul de față vânătorii, da, cei care sunt înscriși în cadrul asociației, au oarecare reticență de a merge la vânătoare. De când a fost confirmată pesta în România, doar un singur porc mistreț a fost găsit mort în județul Galați. S-a întâmplat acum câteva zile, iar cadavrul era lângă o baltă. Între timp, veterinarii au confirmat al 10-lea focar, de data aceasta în localitatea Tudor Vladimirescu, iar autoritățile au decis uciderea tuturor porcilor din gospodării, fie bolnavi, fie sănătoși. Peste 200 în total. Probe recoltăm în continuare de la tot județul. Fie că este probă de sânge, fie că este probă de organe, recoltăm probe, le trimitem la laborator. Unii localnici refuză să-i primească pe veterinarii în curți sau mint că nu au porci. Uite, lasă-l pe domn Vici să uite. Lasă-l pe domn Vici să uite. Nu vreau să vin domn Vici să văd dacă ai mai mai. Nu, ce se face? Domn Vici, lasă pe domn Vici. Ești doar Indiferent de situație, oamenii sunt nemulțumiți și ar fi preferat ca autoritățile să-i lase să își taie animalele. Se gândesc cu groază că de Crăciun nu vor avea carne de porc pe masă. La Crăciun ce o să fac? O să cumpăr sau... Da. O să stai o găină, două... Porcii erau sănătoși, tot. Păi erau sănătoși, dar dacă, ce aș putea eu să fac? Nu l-am tăiat, chiar am vrea să cumpărăm un porc și nu găsim unde să cumpărăm. Dar nu este așa. Toți porcii dintr-o comunitate în care a fost confirmat virusul pestei porcine africane sunt uciși, urmând ca proprietarii să fie despăgubiți de stat cu până la 10 lei pe kilogram. Deocamdată nu se poate vorbi însă despre o sumă totală cheltuită pe despăgubiri. Autoritățile române nu au transmis Comisiei Europene nicio cerere pentru ajutor financiar suplimentar.